Astăzi, Biserica noastră ortodoxă sârbă și credincioșii ei, după calendarul iulian, sărbătoresc Crăciunul. Sigur, de Crăciun sunt legate multe obiceiuri. Iar unul dintre aceste obiceiuri este și sfințirea, în primul rând, și după aceea aprinderea pomului de Crăciun. Aceasta are, sigur, și câteva semnificații. În primul rând, lumina care o vedeți, semnificând lumina lui Hristos, lumina erei noi a lui Hristos, care este lumină din lumină și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Căldura care o emană acest foc din esență de lemn tare, reprezentând credința noastră puternică în Domnul nostru Iisus Hristos, iar căldura semnificând căldura din inimile noastre cu care îl primim pe Domnul nostru Iisus Hristos. Mingălea, Părinte? Preot Popov Nevoișa. Mulțumim mult! Dacă mai doriți și vă spun.